regăsire, prieten, la atelierul de conversații. Vă spune ca de obicei Marian Butan, gazda dumneavoastră, într-o ediție a emisiunii în care sperăm noi, cel puțin pentru săptămâna aceasta, politicul a intrat în vacanță. Nu știu dacă prea devreme, pentru că până la sfârșitul anului mai e ceva și nu putem promite că nu vom mai avea emisiuni de factură economică sau politică, dar cum sărbătorile se apropie, este foarte posibil să se întâmple și acest lucru, dacă nu cumva prioritățile vor genera alte subiecte din sfera numită. Vorbim în această ediție despre sport, spre bucuria multora dintre cei care ne urmăresc probabil cu precădere cei tineri. Și în acest sens ne-am permis să-l avem alături la această ediție pe unul din oamenii care contribuie la dezvoltarea sportului giurgiuvean. Este vorba de Daniel Ignat, vicepreședinte al Consiliului Director al Clubului Dunărea Giurgiu. Bună regăsire, stimate prieten, ne bucurăm că ne ești alături și haideți să discutăm puțin și despre alte subiecte, așa cum le spuneam celor care ne urmăresc, probabil mai numeroși la această ediție, să sperăm, pentru că emisiunea noastră nu face obiectul, cum spuneam, al economicului, al politicului. Bună regăsire încă o dată, te rog. Bine v-am găsit și eu, atât pe voi toți cei de la televiziunea Ali TV, cât și pe telespectatorii dumneavoastră. Da, am fost foarte atent la prezentarea dumneavoastră și m-ar bucura să avem printre telespectatori un număr foarte mare de tineri. Consider că din experiența atâtor ani în sport, consider că ar fi un mare câștig să avem telespectatorii tineri. Din păcate, în ultimul timp, tineretul nu se mai îndreaptă chiar așa într-un număr foarte mare către sport. Asta este o problemă și sperăm că noi, toți cei care lucrăm în acest domeniu, să putem face ceva în acest sens, să-i putem readuce către sport. Stimate Daniel Ignat, găsesc eu, deși am subliniat împreună că ne dorim să avem privitori din rândul tinerilor, nu este rău deloc dacă avem și din părinți oameni care ne vor vedea, pentru că astfel în familie se vor putea lua niște decizii vis-a-vis de ceea ce ai spus, adică îndemnul de a se face sport și vin aici cu, mi-aduc aminte de o precizare a marelui nostru Ion Siriac, care cu prilejul unui interviu la televiziune spunea tinerii noștri nu mai știu să alerge, adică se referea la faptul că alergă pe toată talpa, nu așa cum se alergă vâlf talpă, și sublinia în acest context că este un lucru extraordinar de grav pentru mișcarea sportivă, dar și mai ales pentru sănătate. Ori știm cu toții că tineri supraponderali cu diferite boli nici gând să se orienteze către sport, iar prin sport tocmai s-ar elimina niște probleme de genul acesta privind sănătatea. Vedeți despre ce am adus eu în discuție la acest moment. Bănuiesc că interviul cu domnul... Da, era vorba de Țiria, ca să precizăm, Țiriac, în primul rând pentru cei ce ne urmăresc, vrea să construiască o arenă sportivă. Da, știu, cunosc, dar vreau să spun faptul că acest interviu a fost acum câțiva ani. Ori lucrurile s-au agravat, probabil. Ori lucrurile, exact, n-au mers deloc în direcția bună și se acutizează. Da, părinții, în primul rând, consider că au și un rol foarte important în această educație a copiilor de a face sport. Vedeți, în societatea noastră alergăm din ce în ce mai mult după titluri, după diplome, după medii de numai de 10, pentru că au dispărut examenele de admitere atât la liceu, cât și la facultăți, și copilul merge cu un dosar care acel dosar cântărește foarte mult media de la școala primară sau de la liceu. Acum, dacă părintele de fapt spune în felul următor: domne, dacă am un copil de nota 10 pe linie și merge la sport și
la sport ia doar ia media 8. Păi strică media. Și atunci nu mai bine merg eu și iau scutire de la ora de sport. Da, iată, un alt element nefast în mișcarea sportivă. Un element sportivă. Nefast, dar existent. Existent și eu de aici, aici aș vrea să trag semnalul de alarmă, să lase copiii să facă sport, să îndemne copiii să facă sport. Sunt copii care au capacitatea de a face sport și chiar pot face și două sporturi în același timp. Există timp suficient și pentru carte, există timp suficient și pentru sport, dar asta trebuie, se poate realiza numai cu un program riguros, care într-o familie preocupată de educația copilului ar trebui să existe și niciodată trebuie eliminată sintagma nu merge copilul meu, nu vreau să facă sport pentru că eu vreau să învețe carte și să meargă la facultate, ceea ce este n-are total legătură, fals, n-are nicio legătură. Una cu cealaltă, ba mai mult, iartă-mă, te rog, pentru întrerupere. S-a dovedit, istoria dovedește, că sportivi mari, campioni ai noștri, au avut și cariere pe diferite domenii, fiind absolvent de facultate, poate înainte de a se deveni campion, sau mai puțin contează ordinea, dar ceea ce vreau să subliniez este că se îmbine foarte bine învățământul cu sportul, fără nicio problemă. Și mai am o remarcă, te rog să mă iasă pentru întrerupere încă o dată. Sunt cazuri în care antrenorii de o anumită specialitate îi pun în timpul antrenamentelor pe elevii săi, pe elevilor, să facă și altceva, adică un sport complementar care până la urmă ajută la dezvoltarea sportului de bază, ca să zic așa. Bineînțeles. În orice antrenament, să luăm speța fotbalului, întotdeauna există elemente în care se joacă mingea și cu mâna, cum se face la handbal sau la basket sau la rugby. Sunt elemente introduse în cadrul antrenamentelor care ajută la dezvoltarea diferitelor abilități ale sportivului. De asta, exact cum a spus dumneavoastră, nu are cum să nu poată să practice două sporturi. Din contră, sunt unele sporturi complementare și fac față cu brio și la sport și la școală copiii, pentru că tocmai mergând la sport, creierul se oxigenează, au altă atitudine față de viață, chiar putem spune, și atunci și pentru școală sunt mult mai dezinvolți, sunt mult mai au o capacitate de a se concentra mult mai mare. Deci sportul este foarte benefic. Diferită de acelor care nu practică sportul. Într-adevăr, sportul este și educă și nu numai pe plan sportiv. Da, educă, te învață să te comporți în societate. Gândiți-vă, haideți să luăm un exemplu concret. Un copil sau nu știu câți copii la vârsta de 12-13 ani au ocazia să meargă să mănânce la un restaurant. Cu părinții, mă refer. Noi mergem, spre exemplu, mergem într-un cantonament. Acolo copiii merg, servez masa la restaurant. Antrenorul îi învață cum să mănânce, cum să țină furculița, cum să țină cuțitul, cum să taie bucata de carne din farfurie și așa mai departe. Toate regulile care decurg în momentul în care intri într-un loc unde se servește masa. Vedeți, neavând posibilitatea părinții să meargă către aceste locuri, copilul învață, dar învață foarte târziu. Așa, el deja are niște deprinderi și niște elemente de a se prezenta în public foarte, foarte bine puse la punct. Da, eu n-aș vrea să înțeleagă cei care ne privesc, mă refer la cei care au calitatea de părinte, că nu sunt în stare să-și, Doamne ferește, să-și educe copiii. Unor timpul nu le permite, alteori condițiile, trebuie să fim realiști, condițiile nu le permit, ceea ce spuneai. Dar și dacă sunt educați în sensul în care vorbeai acasă, nu le strică în plus deloc. Niciodată. Iar ceea ce ai spus este un argument la un alt fel de educație pe care, pe lângă sport, o primesc cei care practică o disciplină sportivă. Bineînțeles. Am să mai fac o remarcă, tot pentru ca părinții care ne urmăresc să tragă o concluzie. Pe vremea, mult, mult timp în urmă, să fie circa 50 de ani, nu terminasem evident studiile,
Am avut un profesor de matematică, un excelent profesor de matematică din Argeș, era cotat ca al doilea pe județ, acolo în zona lui, din punct de vedere profesional, dar printre altele era antrenor de tenis de câmp. Foarte drastic cu noi, trebuie să-i mulțumesc acum, ce să zic, am prins un pic de matematică atât cât am considerat că îmi trebuie, poate, dar mi-a rămas în minte o formulă de-a lui. În acea grupă în care eram, existau sportivi de performanță la vremea aceea, toate că în comunism, mă rog, sportul de performanță. Mă rog, se juca handbal în divizia B, se juca fotbal pe la FC Argeș și prin alte cluburi din țară. Și tipul a avut o remarcă că asta este esențial. Băi, sunteți niște tembeli. Învățați, dar nu prea învățați cum ar trebui. Faceți sport, dar nici pe ăla nu-l faceți cu toată, în toată plenitudinea. Și vă rog, eu spunea, să vă gândiți. Cariera voastră către ce se îndreaptă? Profesional vorbind, unde vă duceți? Bă, ori vă țineți de sport și îl mâncați pe pâine, ori vă țineți de învățătură și atunci aveți o cale deschisă în viață. E doar o remarcă spre a fi, cum să zic eu, gândită, da, în familiile celor care au copii și vor să îi îndemne către sport. Dar pentru a nu exagera, așa cum ar putea considera unii, cu educația, să nu-i punem în postura de a ne înjura pentru că îi educăm noi pe părinți, să zic așa, să intrăm mai puțin mai adânc în domeniul în care activez și haideți să vorbim puțin despre Dunărea, clubul care după 90 încoace are o altă structură. Perioada de când activezi acolo, aș vrea să o descrii puțin ca structură și cluburi care sunt aferente clubului de care vorbim. Sexy, da. Sexy, corect. Da, clubul... Am zis club în club, scuze. Dunărea am preluat, da, am preluat, am vrut să preluăm puțin din istoria fotbalistică giurgiuveană, să luăm o bucată din istoria, din această istorie, prin preluarea acestei denumiri de Dunărea Giurgiu. A fost înființat prima dată în 2013, ulterior transformându-se în club, a fost prima dată ca și club de drept privat, ulterior în anul 2019 făcându-se pasul către club de drept public. În acest moment fiind Dunărea 2020 Giurgiu, este un club de drept public. Avem mai multe secții în cadrul clubului, tenis de masă, lupte, gimnastică. Mai cât de recent, de anul acesta, avem și handbal. Rezultatele sunt îmbucurătoare, să spun așa, datorită faptului că încă mai sunt antrenori dedicați acestei profesii și nu aș vrea să știți cu câte eforturi obțin aceste rezultate. Eforturi exact vis-a-vis de ce am discutat mai devreme, de a conștientiza atât copiii cât și părinții că acei sportivi au unele calități și că este foarte bine să facă acel sport și să-l ducă la către marea performanță. Putem aminti aici pe domnul Corbu Angel, care cred că toți și mulți dumneavoastră și îl cunosc, care generații întregi au trecut prin mână, ca să exact. Zic așa. La fel discutam cu dumnealui la un moment dat anul acesta și era puțin dezamăgit de unele rezultate obținute la concursuri. Spunea că nu e mulțumit și că copiii sunt mai distrați față de celelalte generații. Eu încercam să-l mai liniștesc, îi spuneam, așa e, la atunci când se schimbă o generație, sunt mai mici, participă și într-adevăr așa este, acesta este adevărul. Care maturizare? Joacă, dispută meciurile cu sportivi și mai mari de vârstă și automat mai experimentați, trecuți prin mai multe concursuri, ei fiind la primele concursuri de acest gen. Vedeți, aici se cunoaște pasiune. Pentru că dacă n-ar fi existat această pasiune, se declara mulțumit, putea folosi ca și scuză această chestie că, vezi, Doamne, copiii sunt veniți de puțin timp, că nu au făcut încă pasul spre performanță, dar el nu, el este foarte consecvent și
vrea să mențină standardul, să aibă rezultate la fiecare concurs la care merge. De asemenea, la secția de lupte, l-avem pe domnul Antonescu Florin, care și acolo are, și cu această secție avem rezultate foarte bune, el ocupându-se aproape de câte ori merg la stadion, că face antrenamente la sala de sport de la stadionul Astra, eu fiind mai mereu pe acolo cu secțiile de fotbal, îl găsesc de fiecare dată în sală și cu precădere în săptămânile premergătoare unui turneu de național, de cupă sau de campionat național. Da, mă bucur că am discutat despre două sporturi cu performanțe, unul dintre ele fiind mie foarte drag, n-aș vrea să se înțeleagă, tenisul este, toate sporturile îmi plac, trebuie să recunosc de la început chestia asta, dar tenisul s-a apropiat mai mult de mine, atât cel de masă cât și cel de câmp, dar este bine, cum ziceam, că avem astfel de performanțe, iar unul dintre colegii noștri, pentru care am tot respectul, este un jurnalist tânăr, plurivalent, dar trebuie să recunosc că și lui îi place poate mai mult sportul decât a face alte materiale de alte sorginte. Mă rog, unul dintre colegii noștri, ziceam, este vorba de Bogdan Vladu, a mediatizat în bună măsură performanțele celor două secții, a realizat interviuri cu antrenori și eu, la rândul meu, cu Angel Corbu, pe care îl cunosc, și grație perioadei lui de jucător, când a fost campion național, când se făceau antrenamentele la fostul club Cetatea, mergeam și eu, elev de generală fiind atunci pe la club, și am învățat numai uitându-mă la ei, pentru că a juca la o singură masă vreo 20 de ei și dura, adică ne rânduiam acolo pe când. În timpul în care așteptam spre a ne veni rândul, ne uitam la ei ce făceau la antrenament, era o generație super, super pregătit atunci. Giurgiul, nu ne plângem, a dat pe linie sportivă, nu numai în tenis, o să vorbim probabil și despre chestia asta, reale talente, Corbu fiind unul dintre campionii naționali, un coleg de-al meu de clasă, Costică Cernejenco, campion național de juniori, un coleg din presă de-al nostru, Ioan Mănăile, campion național de juniori, iată, și ca să nu numai ca să nu uit, dar ca să conving într-o bună măsură în care pot părinții, iată, giurgiuvenii ce au dat. Sigur, sunt niște condiții, pandemia și altele de natură materială, dar nimic nu se realizează fără efort. Un pic de efort. Vreau să spun că, și să argumentez în același timp că nu numai tenisul este apropiat de mine, să vorbim de fotbal cu gloriile, nu numai de la Dunărea și derbiurile dintre Olimpia și Dunărea, să vorbim de Năsturescu, rapidistul nostru și omul de națională care a plecat din Giurgiu, să vorbim de Coman, Dumnezeu să-i dea sănătate, că a ajuns la o vârstă respectabilă. Iată, sunt și performanțe, asta vis-a-vis de ceea ce ar susține părinții. Nu, domnule, al meu să învețe. Bun, și dacă obține o diplomă dintre aceea, să nu mai facem discuție. Care nu prea are, în opinia mea, valoare atât timp când nu face o facultate așa cum se face și stai cu ea și până la urmă ajunge să lucreze indiferent în ce domeniu și pe ce funcție, ca și cum n-ar fi având studii superioare, de ce Dumnezeului n-ar face un sport? Sunt total în asentimentul celor spuse, pentru că am aceeași părere și am spus-o și o spun indiferent. Chiar dacă ne înjură. Nu văd de ce ne-ar înjura, dar întotdeauna adevărul deranjează. Din punctul meu de vedere, un student care termină o facultate de 3 ani în 5 și care o termină cu nota 6 sau care, din punctul meu de vedere, este un timp pierdut și este o facultate făcută doar ca să se obțină o hârtie și respectiva persoană niciodată nu va activa în domeniul pe care l-a studiat, pentru că marile companii și toți cei care vor oamenii, în rândul lor oameni de calitate, întotdeauna îi vor selecta pe cei de la media, nu știu, 8, 5, 10 în sus, 9 și 10. Dacă tot vrem să facem ceva, trebuie, exact ce ați subliniat mai devreme, trebuie să facem, să ducem spre perfecțiune. Adică dacă îmi place un lucru, păi pe ăla trebuie să-l fac și să-l fac conștient că eu am acea menire să fac lucrul respectiv. Nu putem să... Hai să spun altfel. Toată lumea, e normal, și eu sunt părinte și cred că toți părinții
în primul și în primul rând doresc ca, virgulă, copilul lor să fie ceva în viață, ca așa e expresia. Să iasă... Fiecare părinte își dorește binele copilului. Dar în același timp, părinte fiind, îți cunoști cel mai bine copilul. Eu consider că nu ai cum să obligi, să forțezi un copil care așa ne lasă pe noi Dumnezeu, pe fiecare cu anumite talente, anumite abilități. Dacă acel copil nu are niciun talent spre matematică, tu ca părinte, cum poți să-l îndrumi către o facultate, să spunem, către inginerie? E normal, este o chestie care lui toată viața îi va fi ca o cărămidă de gât. De ce s-a renunțat la școlile profesionale? Fotbalul, sportul, și acestea sunt tot profesii. Trebuie să gândim sportul exact ca și cum ar fi un mecanic auto, un lăcătuș mecanic. Este tot o profesie. De ce n-ar face sport? De ce nu putem să gândim, domne, copilul meu face sport dacă el aici se simte bine? Are, l-a înzestrat bunul Dumnezeu, că sportul trebuie să fim realiști, că este ceva cu care te naști. De la adică copilărie până la maturitate se triază talentele. Asta da, e, și, dar vorbesc de cei care au real talent către o ramură a sportului. Fotbal, tenis, cu asta te naști. Dacă acel copil are aceste calități, de ce să nu-l îndrum către practicarea acestui sport? De ce să spun, lasă mamă, lasă tată, că n-au să faci tu niciodată în viața ta nimic cu tenisul, cu fotbalul, cu handbalul? Poate urma o facultate. Da, există facultate de sport, da? Sigur că da. Poate deveni instructor, poate deveni profesor. Poate merge mai poate da, pe, după da, profesor, da. Poate merge și să-și ia o, poate merge la o federație și arbitru, să-și ia un carnet de antrenor, poate deveni arbitru. Deci sunt o multitudine de oportunități, posibilități în care el se poate realiza. De ce nu putem vedea că și arbitrii sunt niște oameni destul de realizați. Adică dacă ne gândim la cât câștigă un arbitru, da, nu poți să zici că e comparabil venitul unuia dintre cei de persoane de care vorbim cu eu știu ce altă meserie. Dar un paradox, dacă îl consider așa, eu așa îl văd și aș vrea să discutăm puțin și despre acest lucru. Dacă în perioada de dinainte de 89 exista acea mișcare numită Daciada, prin care se selectau talente, se trimiteau către discipline sportive care aveau respectivii copii înclinare și nu existau atâtea baze sportive ca în prezent, aveam totuși surprizele plăcute de a se genera prin lucrul de atunci campioni. Dar nu o să mă dau exemplu, că sunt suficient. După deschiderea, să zic așa, din 90, când s-au creat arene, stadioane și așa mai departe. Păi aici e paradoxul. Atunci nu aveam baze sportive, dar aveam sportivi. Acum avem baze sportive, dar sunt goale. Sunt goale. Ori înainte, da, de ce să nu recunoaștem, sunt sportivi mari, ajungi mari campioni care recunosc, domne, băteam mingea pe un maidan. Pe maidan, da. Improvizam o poartă și ei au ajuns mari campioni. Da, sportivul numărul 1 al anului, ca să fac din nou referire la Coman. Și așa mai departe. Iar acum, cu arene, cu săli de sport atâtea făcute, slavă Domnului, miniștrii ăștia care s-au succesat, măcar au făcut, au mai făcut niște săli de sport, au mai deschis niște stadioane, mă rog. Ăsta este paradoxul, cum ziceam, și poate tocmai de aceea venim în plus cu ideea adresată părinților de a gândi foarte bine dacă ai lor copii au capacități sportive. Da, sunt multe de discutat în sensul ăsta. Acum nu trebuie să ascundem, să îmbrăcăm totul sub o lumină foarte plăcută, în sensul că, domne, sunt toate posibilitățile la maxim deschise. Nu, sunt de și probleme parte, materiale. De parte părinții de care lucru. Au copii ce îi susțin în diferite discipline sportive știu că mai cheltuie, că mai participă la o deplasare, la un concurs, dar asta este, exact cum ziceam mai devreme, fără sacrificii nu se poate. Trebuie luat într-adevăr și lucrul ăsta în calcul, dar trebuie gândit foarte bine că
activitatea fizică de ani buni este de nedorit la noi în țară. Cum multe sunt, dar ne referim numai la sport. Da, pentru că a scăzut foarte mult calitatea și intrăm pe un teren minat, dacă vorbim despre legi și așa mai departe. Haideți să deschidem un subiect vis-a-vis de acest lucru, de Maidan. Înainte, toate, așa cum erau terenurile, că nu erau la cote și la standarde nivel foarte înalte, dar intrai și juca pe terenul din școală, din curtea școlii, se juca fotbal. Nu mai au voie copiii să intre pe terenul de... Da, nu mai organizat, știți, cu conducerea școlii, cu... Deci în timpul liber, noi vorbesc de acel timp după ce terminai orele de curs. Nu mai ai voie. Dacă se joacă copilul în fața blocului, se găsesc toți vecinii să-ți bată la ușă. Mi-a lovit mașina, a țipat, a gălăgie, făcut, e gălăgie. Persoanele bătrâne. Deci vedeți dumneavoastră, toată societatea este să se îndreaptă către acest lucru. Asta este efectul tuturor acțiunilor noastre ca și societate civilă. Da, este trist că se întâmplă lucrul ăsta. Nu mai avem răbdare cu copiii. Un alt aspect, da, nedorit. Dar mergând mai departe pe ideea anterior susținută, mă supără, mă deranjează foarte rău, nu cred că numai pe mine, atitudinea unora dintre persoanele îndrituite să se ocupe de sport. Și aici am să dau două exemple suficient de relevante, zic eu. Faptul că ministrul, ca să zic direct, actual al sportului, n-a avut niciun fel de atitudine, să zic eu, apropiată de marii campioni ai anului pe care îl încheiem. Și mă refer aici la natație, știm bine despre ce vorbim, la echipajele de caiac-canoe. Adică să nu trimiți măcar un reprezentant al ministerului, să întâmpine niște oameni care au venit cu medalii de aur și nu numai, e drept, cu un bogat mănunchi, să zic așa, de medalii și să n-ai niciun respect, că altfel nu poți să-l cataloghezi. Prin atitudinea ta deranjează. Iar un al doilea exemplu, ca așa am promis, este legat de recenta vizita lui Ilie Năstase. Iată, iar mă duc spre tenis, că asta e, mă trage ața încolo. Recenta vizita lui Năstase aici, pe care am mediatizat-o și noi, a scos în relief tocmai faptul acesta că dacă nu se va investi în sport de către autorități, și aici exact cum ziceam, nu vreau să tragem o tușă negativă în dreptul părinților, adică în loc să-i determinăm să-și lase copiii să se îndrepte către sport, s-ar putea ca ceea ce spun acum să aibă efect invers și nu asta îmi doresc. Revin, Năstase spunea așa, dacă nu se va investi în sport, și nu este singura voce care trage un semnal de alarmă pe direcția asta, se va investi mult mai mult în sănătate. Și miram aș că după cum sănătatea la ora asta arată, va fi ușor de reabilitat, să zic, balanța pe direcția asta. Da, dar exact lucrul ăsta este clar. Există un studiu al Organizației Mondiale pentru Sănătate în care spune că un euro, un dolar, ei vorbesc în moneda internațională, investit în sport, scutesc 10 euro sau 10 dolari, nu mai știu exact articolul, dar asta este ideea, în sistemul de sănătate. Care deci la studiu realizat de Organizația Mondială a Sănătății. Da. Dacă care investesc astăzi un leu, hai să luăm în moneda națională, dacă investesc azi un leu din buget, din PIB, îl direcționez către sport, scutesc alți 10 din bugetul Ministerului Sănătății. Care sănătate? Asta vreau să zic, că nu mă ascund de a spune ceea ce de fapt se știe. Care sistem de sănătate? Mă refer, bineînțeles, la cel de stat, stă așa cum stă. Nu că și celălalt ar fi, nu e treaba noastră acolo, dar mă rog, în primul rând, sistemul sănătate al nostru e cum e. Păi da, ceea ce vorbim noi aici, astea sunt, aici s-a dorit să ajungem. Cel mai ușor de condus popor este acel popor care este sărac, bolnav și care este needucat. Astea au fost principiile pe care, nu știu cine, cum s-a dorit, dar aici s-a ajuns după
acești 30 de ani de democrație. 33 de ani în curând, în câteva zile. Da, pentru da, că... și alături de principiul vechi din antichitate, nu? Dezbină și condu. Dezbină și condu. E cam același lucru, se împletește cele două, se ajunge unde se ajunge. Aici am ajuns. Sport, așa cum a spus, că înainte era Dacia. Da, dar din Dacia de-aia au rezultat atâția campioni olimpici, europeni, mondiali. Iar acum când avem pus, Doamne, vezi, Doamne, cel mai bun, adică cel mai bun, avem pus la punct un sistem legat de sport, nu mai avem rezultate. Da, paradoxul de care încercam să vorbim mai devreme. N-avem cum să, n-avem cum. Până când nu vom investi la modul real, la modul real, nu doar declarativ, pentru că dacă ar fi să, dacă ar fi să ne luăm după o lege care, nu știu să spun, să nu spun greșit, 2 ani, 3 ani, nu mai știu, că vedeți atunci cu pandemia asta parcă ne-a luat puțin din reperele anilor. Urma asta, dar și fost, modificările legislative, da, sunt suficient de des atât cât să nu le mai nu, dar suficient de coagulat. A fost dată acea lege, dacă ne aducem bine aminte, cu posibilitatea autorităților locale de a redirecționa până, într-adevăr, că nu spune 5%, până la 5% din buget către sport. Deci este o lege care spune acest lucru. Redirecționarea din bugetul UAT-ului până la 5%. Că nu ai deloc, nu e nicio problemă, că ai, poți merge până la limita de 5%. Dar ce să facem cu anumiți cetățeni, nu știu, părinți, sunt și părinți probabil, care blamează. Știți, haideți să luăm caz concret, nu vorbim de noi la local, să luăm caz concret când CSM București a adus-o pe Cristina Neagu. Ca să ridice puțin și nivelul handbalului, nu numai la CSM, cam handbalului românesc, și totodată cei mici să aibă un punct de reper palpabil, aproape, să se întâlnească cu o campioană pe culoarul vestiarelor când se iese la antrenament. Este o acțiune de stimulare a mișcării sportive. Da, dar haideți să ne aducem aminte ce campanie la nivel național a fost făcută și că în ce mod se este cheltuit banul public. Pentru că CSM București de asemenea este un club de drept public și toată lumea a sărit că de ce, domne, să vină Cristina Neagu să-i dăm nu știu câte sute de mii de euro salariu pe an, care ea a venit, vă dați seama, a ales România, că e normal, și a ales CSM, venind de la un salariu poate de 2-3 ori mai mare. Da, interpretările sunt mai mult sau mai puțin discutabile. Da, dar românul se pricepe la toate. Da, dar de aici, vine reticența, sunt discutabile. Da, dar de aici vine reticența unor aleși de a investi în sport. Da, și acest factor determină oarecum negativ, să zic așa, părinții. Bă, da. Păi de ce să dau dacă în loc să se ducă banii spre a fi cheltuiți în scopul strict al disciplinei cu ai mei copii, așa, se ducă acolo. Înseamnă că ăștia vor suferi. Iată, sunt niște chestii care... Noi nu lăsăm lucrurile să meargă într-o direcție și să nu știu, să blamăm sau să acuzăm abia după un anumit ciclu. Da, nu avem experiența asta. Noi întâi trebuie să frângem aripile de la bun început. Corect, și de dorința de schimbare neapărată nu prea duce la o direcție bună, la coagularea unor rezultate. Ca și în alte domenii și în sport, nu poți face orice etapă presupune un anumit număr de ani. Nu poți să iei un copil astăzi și mâine să devină campion național, european sau mondial. Sigur că da, sunt ani buni de lucru, sunt ani buni de antrenamente. Nu poți cere rezultat într-un an de zile și de aici vin toate neajunsurile vis-a-vis de banul public. Da. Nu mai sunt nici, mă scuzați că vreau să fac, dacă tot am mers la finanțare, da. Vedeți, au fost, sunt și acești investitori care ar dori să vină în să investească și în această latură în sport, dar atâta timp cât nu au un cadru suport. Și un cadru legal, juridic stabil, legal, da, care să le permită acest lucru,
preferă să stea puțin deoparte, că sunt deja cunoscute cazuri celebre de oameni care au investit. Nu știu, nu mă bag eu dacă au fost, cum au ajuns, unde au ajuns, dar sunt din ce în ce mai reticenți în a investi în această latură, pentru că ca apar probleme. Mă rog, da. Nu vreau să alunecăm către o sferă socială sau social-politică determinată de subiectul nostru de sport, și pentru a evita momentul ăsta, te-aș ruga să discutăm puțin despre, a zice eu, de ceva timp o surpriză pentru sportul giurgiuvean, și mă refer la echipa de fotbal feminin pe care o avem în cadrul clubului nostru. Este o noutate, să zic așa, relativ, o chestie nouă și culmea și cu ceva rezultate notabile. Da, este o Haideți să vorbim de Carmen. Deci. E o pată de culoare în peisajul fotbalistic giurgiuvean, ca să-i spun așa, pentru că la nivel național lucrurile sunt destul de organizate, sunt destul de evoluate. Chiar anul acesta am avut și o echipă, Olimpia Cluj, care a jucat un turneu de calificare în Champions League. Da, din acest sezon s-a făcut un contract de asociațiune în participațiune între municipiul Giurgiu și Carmen București, o echipă de fotbal feminin care a promovat la Liga 1. Deci este la cel mai înalt nivel competițional, național. Da. Cu rezultate, da, destul de bune, spre foarte bune. În acest moment s-a terminat sezonul regular și echipa se clasează pe locul 3, calificată în play-off, unde sperăm noi să obținem rezultate cât mai bune și să-i facem pe giurgiuveni să vină la stadion pentru a susține fetele, echipa, și de ce nu să vadă și despre ce este vorba în acest fotbal feminin, care, spre surprinderea mea, că și eu sunt la primii pași sunt primii pași în fotbalul feminin. Pe alocuri pot spune că am fost surprins de ce am văzut și ce am întâlnit, ce fel de jucătoare, de talentul acestora, chiar jucătoare din România care au evoluat și evoluează în continuare la un nivel destul de mare, amintind faptul că ele sunt și componente ale echipei naționale. De fotbal feminin. Lucru extraordinar. Dar să nu omitem un lucru pentru cei care ne urmăresc și mai ales pentru doritorii de fotbal, iubitorii de fotbal, cei care vor să vadă echipa. Pe ce stadion joacă acum fetele? Fetele joacă pe stadionul din complexul Marina Anastasovici, acolo unde evolua și echipa Astra Giurgiu, pentru că sunt condiții, știm bine, sunt condiții foarte, foarte bune de Liga 1. Și nu numai de Liga 1, și pentru că giurgiuvenii știu ce meciuri s-au desfășurat pe acest stadion. Exact. Și sunt, având în componență echipei și jucătoare din străinătate, trebuie să asigurăm și noi niște condiții să ne facem de râs. Avem cum este susținută financiar echipa? Că nu e prea ușor să deții o echipă și feminină și în Liga 1, cum subliniam. Păi este întreținută financiar, exact cum am spus, prin mărimnimia unui investitor. Nu vreau să-i dau numele pentru că știu că este... Nu-și dorește, probabil. Nu, este un om care nu vrea neapărat publicitate, vrea să facă lucruri frumoase. Noi ne bucurăm foarte tare că a ales orașul Giurgiu. Putea foarte bine să meargă în oricare alt oraș, dar a participat la câteva meciuri ale echipei de fotbal de băieți a Dunării Giurgiu. I-a plăcut foarte mult atmosfera și a spus că asta va fi ținta lui, să, pe lângă faptul că a promovat echipa de fotbal feminin la Liga 1, să ajute clubul Dunărea
prin acest contract de asociațiune în participațiune să meargă cel puțin în prima fază la Liga 3. Deci este un om deschis către performanță, către performanță în Giurgiu și sper ca toți ceilalți care au fost reticenți prima dată la sosirea echipei de fotbal feminin să schimbe puțin percepția și să vadă lucrurile bune care se întâmplă la acest moment vis-a-vis de fotbalul giurgiuvean. Da, pe mine mă bucură că aud asemenea vești. Mi-aș dori personal să văd Dunărea măcar ca pe vremuri în Liga a doua, divizia B, cum era atunci. Nu este... Și ce bine ar fi, scuze, dacă Giurgiu ar avea, iată, o echipă feminină în Liga 1 și o echipă de băieți, na, în Liga a doua. Dar pentru că vorbeai de o anumită optică a giurgiuvenilor, nu aș vrea neapărat să subliniem lucrurile negative. Totuși, care este percepția ta, Daniel, vis-a-vis de faptul că echipa feminină Carmen, deși în Liga 1, domne, nu e a noastră, nu e de aici. Adică știi la ce vreau să fac referire? Da. Și despre Astra se vorbea la fel. Da. Care sunt părerile așa mai răutăcioase vis-a-vis de chestia asta și cum sunt contracarate, ca să zic așa? Părerile le-ați expus vis-a-vis de problemă, însă prin faptul că se numește FC Carmen București, tocmai în sensul acesta, deși mulți cunosc acest lucru, că pe viitor, probabil că anul viitor, că sunt niște proceduri de urmat, cele două cluburi vor fi de fapt unul singur. Se va găsi, deci o formă, da, să da, se rezolve. Se lucrează la acest aspect. Se lucrează la nivel juridic sau juridic, au avansat lucrurile? Nu, la nivel juridic deocamdată nu se pot schimba regulile, ușor, să spunem, da, în timpul jocului. Deja suntem în timpul desfășurării campionatelor. Probabil începând, am spus, la anul, dar nu an calendaristic, ci mă refer la an competițional, adică 2023-2024, la finele acestui an competițional. Da, vis-a-vis de cum se încearcă contracararea acestor lucruri, acestor opinii mai răutăcioase, opinii răutăcioase, da, sau nu știu dacă neapărat răutăcioase, reticente în a crede în acest proiect. Vreau să vă spun, nu știu dacă e neapărat că dau din casă, dar noi chiar în aceste zile suntem prezenți în școlile din municipiu, vom merge chiar și în județ, tocmai pentru a încerca să demarăm un proiect de crearea unei, de a pune primele cărămizi la crearea unei academii de fotbal la Giurgiu, atât pentru băieți cât și pentru fete. Și consider că în momentul în care vom reuși să facem acest lucru, vor dispărea aceste mici răutăți și opinii. Este o idee și un proiect extraordinar. Câți oare dintre giurgiuveni nu și-ar dori să fie dus la îndeplinire? Da, aici consider că a fost acea problemă legată de clubul Astra, pentru că Nu a fost foarte aproape de giurgiuveni, ei doar jucând meciurile pe arena din complexul Marina Anastasovici și atât. Fetele de la Carmen, care sunt din afara țării, stranierele cum se numesc, da, locuiesc în oraș, le putem vedea în piață, la Kaufland, au fost și prezente de fapt în teren și au împărțit pliante, au socializat, au mers la cafenele unde se mai strâng tineri, tinere. Și ușor, da, ușor, o altă atitudine de socializare, ușor, ușor se în vor face cu cunoscute, ce se întâmplă la se asta. Vor face mult mai cunoscute decât stând zi de zi în oraș și pe o perioadă destul de îndelungată, pentru că nu pot pleca în timpul campionatului. Abia acum au venit în august și au plecat acum săptămâna aceasta, au plecat acasă. Vă dați seama că vor fi privite cu alți ochi. Am fost și în școli
cât până să plece, până să ia vacanță fetele, chiar și în școli am fost cu unele dintre ele, tocmai pentru a arăta și mai mult fetelor că se poate, că există fete care joacă fotbal la un anumit nivel, care sunt venite din alte țări ca să joace la Giurgiu, ca să joace fotbal. Și iată o mișcare, da? În sensul celor care vorbeam, în sensul ideilor dezbătute în prima parte a emisiunii, vis-a-vis de încercarea de a convinge părinții să-și lase copiii să se îndrepte către mișcarea sportivă. Da, am o curiozitate și cred că nu numai eu, da? De aceea aș vrea să o lămurim, dacă echipa conține și fete de afară, din ce state sunt cele care... Sigur, asta, tocmai asta ați anticipat puțin ce vreau să spun vis-a-vis de părinți. Vă dați seama, avem una dintre fete este canadiancă. Părinții ei, știind că fata lor joacă fotbal în România, la Giurgiu, cât atâtea griji părinți care stau în dubiu dacă să-și dea sau nu părinții, da, către... Așadar, cum am spus, fata care este portăriță este din Canada, avem o fată care este din Grecia, o fată din Letonia. Am mai avut în componență unele sportive din America, din Trinidad Tobago. Între timp au ales să nu mai facă parte din lotul echipei. Dar cu siguranță în perioada următoare vor mai veni sportive și vom vedea la momentul respectiv de ce naționalitate și de unde provin ele. La nivelul actual, ele se înțeleg? Cele străine au învățat un pic română sau au nevoie de interpret? Da, au învățat și ele și noi am avut de această deschidere, pentru că în cadrul clubului, de asta vă spun, că se încearcă să se facă lucruri cât mai profesionale, în cadrul clubului deja am demarat discuții, căutăm o profesoară de limba engleză care să nu neapărat pentru ca aceste jucătoare să învețe foarte bine limba română, dar măcar la nivel conversațional pentru o socializare mult mai plăcută și să le facem să se simtă mult mai bine, mult mai ca acasă, ca să spun așa. Da, și în orice echipă, că de aia se numește echipă, dacă nu există acea coeziune, da, lucru care iată se să încearcă să fie într-o familie. Ușor fetele s-au deja au devenit cunoștință. Deja au devenit un grup, s-au despărțit aproape, să zic, în lacrimi pentru această vacanță de sărbători. Eu spun că lucrurile sunt bune, deși sunt primii pași la acest nivel, sunt bune spre foarte bune. Da, ce performanțe ale clubului crezi că ar mai fi scoase în evidență? Asta nu cu dorința de a face neapărat publicitate clubului, dar în ideea pe care am convenit să discutăm, aceea de a convinge părinții, sigur, să realizeze că mișcarea sportivă trebuie să aibă cât se poate de repede o altă formă, trebuie să treacă printr-o turnură în sens pozitiv. La secția de fotbal, spre exemplu, la Dunărea, începând cu acest sezon competițional, s-a creat și o a doua echipă de fotbal de Liga 5-a, pentru că nu putem avea două echipe în același eșalon, tocmai pentru a da șansa celor care nu prind prima echipă să poată evolua, să nu meargă la alte echipe unde nu fac antrenamente și ușor să se piardă, pentru că în măsura în care pot acești sportivi fac antrenamente cod la cod cu cei de la Liga 4 și se fac antrenamente, adică facem cel puțin 3 antrenamente pe săptămână și deja se vede o îmbunătățire a calităților lor, având și mai multe meciuri în picioare, mai multe minute jucate. Chiar dacă la Liga 5 nu este nicio problemă, nu este nicio rușine, consider eu, și asta încercăm să le transmitem și lor, să nu creadă că ei sunt mai puțin valoroși doar pentru faptul că joacă la Liga 5. Nu, ei merg acolo doar pentru a juca mai mult și pentru a putea
fi la nivelul un anumit număr de ore primei, de antrenament în plus, primei corect. Echipe și oricând să poată facă, să poată să facă pasul către, către echipa de Liga 4 și sperăm noi la anul Liga 3. Foarte mulți asta vrem să facem, să promovăm cât mai mulți tineri din Giurgiu. Într-adevăr, echipa are și are în componență și jucători de la București, dar aici trebuie să înțelegem că nu putem face o echipă competitivă cu care să mergem la un eșalon superior exclusiv cu jucători din Giurgiu. Mai sunt și alte lucruri care nu pot, care duc la nerealizarea acestui deziderat de a merge cu o echipă 100% din Giurgiuveni către Liga 3, dar consider că nu are rost să le discutăm pentru că intrăm într-un alt subiect și nu chiar nu este foarte plăcut. Este o altă curiozitate acum care mă îndeamnă să adresez evident o altă întrebare. Ce își dorește vicepreședintele Daniel Ignat de la club în materie de performanțe ale disciplinelor sportive deținute de club? Care este, eu știu, sportul pe care l-ar vrea mai sus decât este acum? Da, clar, nici nu trebuie să mă gândesc foarte mult, este ca secția de fotbal, respectiv echipa de Liga 4, să reușim în cele din urmă să mergem la Liga 3. Anul acesta am fost la un penalti distanță, să spun așa, de a juca meciul de baraj. Am pierdut dramatic cu 14-15 la penaltiuri și sperăm ca în anul acesta să-l încheiem ca și campion județen, cu aportul, v-am spus, și acestor investiții care sunt la echipă. Și pe urmă vom vedea în luna martie, ceva de genul acesta, când se va trage la sorți cu ce echipă, cu ce județ, de fapt, vom cădea la barajul de promovare în Liga 3. Este foarte important că sunt unele județe care au echipe mai puternice și ca orice tragere la sort, ca orice un pic de noroc. Cu un pic strică. De noroc, sigur că da, asta vrem și noi și așteptăm cu mare nerăbdare această tragere la sort, ca să știm. Oricum noi ne pregătim indiferent de echipa care ne va fi sortită să o întâlnim, ne pregătim la același nivel, adică pentru performanța de a merge la Liga 3. Ce să zic, mult succes pe direcția asta. Stimate domnule vicepreședinte Daniel Ignat, pe final de dialog mi-aș dori să comentăm puțin în câteva idei, că tot vorbim de fotbal, campionatul mondial încă în desfășurare, în fazele superioare. Deci, este, după părerea ta, un campionat mondial atipic? Nu aș spune atipic, pentru că în majoritatea edițiilor, campionatele mondiale, chiar și cele europene, au oferit destul de multe surprize. Și ca să spun așa, asta și face deliciu și interesul să-l urmărim cu mai mare plăcere. Dacă aș spune că Marocul nu mi se pare că ar fi chiar atât de mare surpriză, poate mulți ar spune că-s nebun. Dar dacă luăm lotul echipei Maroc și cel puțin primul 11 și ne-am uitat bine pe el, am observat că au 5-6 jucători în primul 11 care pe noi pentru fotbalul din România, pentru Liga 1 și pentru echipa națională, ne uităm cam cu jind așa la acele echipe și cel puțin la momentul ăsta nu prea văd niciun jucător care ar putea evolua la... Vorbim de echipe precum Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern München, Sevilla, adică echipe din primele 5 campionate ale Europei. Și ne mirăm, da, că Maroc, că spune Maroc, dar dacă, repet, dacă ne uităm pe componența lotului, n-ar fi chiar așa o mare surpriză. Așa pregnant. Da, și plus de asta, fiind o națională mică, vă dați seama că aici intervine și acea ambiție
a lui David de a-l răpune pe Goliat. Și da, joacă un semifinal. Vom vedea în seara asta dacă vor juca și finala. Da, apropo de, de meciul acesta din semifinală, ascultam niște informații într-un buletin de știri unde se sublinia că forțe de ordine, cel puțin în Franța, 10.000 de polițiști și jandarmi pentru a evita ceea ce de fapt parțial s-a întâmplat după accederea lor în faza aceasta superioară a Marocului. Și acum fiind normal meci cu Franța, nu sunt excluse niște acțiuni de nedorite. Confruntările suporterilor, da, n-aș nu, alea, aceasta este partea urâtă a fenomenului care, nu, pe care nu avem noi cum să o, să o evităm. Sau... Sigur, dacă ziceam că despre lucrurile astea nu vreau să discutăm prea mult. Dar eu, schimb... eu nu știu, eu nu m-aș lansa într-o anumită pe Franța favorită în acest meci. Da, o să discutăm și despre chestia asta, am o curiozitate însă. Ce părere ai la latura cealaltă a surprizelor despre părăsirea destul de vreme a campionatului de către echipe mari, precum Spania, nu Portugalia, iată, cu da, niște nume foarte mari. Spania și acum. Portugalia exact au fost victimele Marocului. Spania a fost... De aceea susțineai că Marocul nu este chiar o surpriză. Da, pentru că, vedeți, cu Spania s-a mers la loviturile de departajare, da? Bono, portarul Marocului, fiind portarul titular al Sevillei. Adică echipă, el îi cunoștea în se mare parte foarte da, bine cu fotbaliștii spanioli și poate de aici... Nu știu, le-a ghicit și a făcut în așa fel încât a apărat acele lovituri de la 11 metri. Portugalia se încearcă și acolo un schimb de generații, dacă putem numi schimb de generații un singur sportiv, dar dacă ne uităm bine în urmă... Un conducător de joc, de exemplu, poate schimba mult evoluția echipei. Dacă ne uităm echipei. Puțin exact în urmă, am vedea că, de fapt, Ronaldo... Chiar trăgea în adevăratul sens al cuvântului echipa după el. Acum va trebui găsit o soluție ca să-l poată înlocui și ca să găsești această soluție în timpul unui campionat mondial este puțin problematic, ceea ce s-a și văzut în evoluția echipei. Părerea mea, ca să tot da. Legată de chestia cu Portugalia, părerea mea că dacă tot ți doreai acest lucru, puteai face cum s-a întâmplat și cu Naționala Franței, dacă ne aducem aminte câțiva ani în urmă, când nume sonore și de actualitate la acel moment nu au fost incluse în lot. Dacă tot vrei să îl ții pe Ronaldo pe bancă și nu aveai încredere că te poate ajuta 100% în teren, puteai să ai curajul și să nu-l iei deloc la acest turneu și atunci mergeai cu tinerele talente și obțineai ce ai obținut de fapt. Da, mă rog. Pentru că aici ați văzut și dumneavoastră a apărut o ruptură între bancă, între reacțiile lui Ronaldo că a fost ținut pe bancă și așa mai departe. Da, fiecare și staff. Exact aceste tensiuni, aceste tensiuni create în vestiar, se transpun și în teren. Asta vreau să zic, fiecare staff cu ale lui culise. Dar o altă curiozitate a mea este legată de modul la care vezi ieșirea Croației din careul de aș. E o pierdere pentru ceea ce, hai să zic așa pretențios, suferă Daniel Ignat, suferă pentru frumusețea fotbalului, pentru... Nu știu, ceea ce se preconizase în Croația, la fel cum am spus și de Maroc, am putea o numi surpriză, dar dacă ne gândim la ultimul campionat, cel din 2018, am vedea că și acolo a ajuns în aceeași situație și să ajungi la două turnee finale, să joci semifinale, finale, nu știu dacă mai putem numi noroc. Sau surpriză că s-a ajuns acolo. Da, și la ei, exact cum s-a spus și la televizor, au în componență jucători mai vârstnici și au spus cuvântul, dar pe de altă parte
nici Argentina nu este o națională pe care să o neglijezi. Au jucat cu mare tradiție. Jucat fotbalul argentinian, a dat atâtea talente în fotbalul mondial și poate, nu știu, dacă singurul lucru care a fost în neconcordanță, să zic, cu ce s-a jucat, a fost poate scorul, dar ca și învingător, cam balanța, da, trăgea către Argentina. Da, așa mi s-a părut și mie jocul, totuși. Ar fi meritat Croația, așa. Și eu zic că a fost puțin norocoasă, adică să te califici în două etape ale campionatului în urma prelungirilor și a loviturilor de la 11 metri, cât putea să țină chestia asta? Și la două turnee consecutive. Și la două turnee consecutive și cam în aceleași faze ale competiției. Cam multe similitudini între cele două campionate. Un pic de noroc, a zice, ca să nu exagerez, să nu fiu blamat. Dar cât putea să țină un chestia asta? Un pic de noroc, dar vedeți că momentul... Succesul nu se bazează numai pe noroc. Momentul executării acestor lovituri mai ține puțin și de latura psihologică și a tăriei de caracter. Sigur că da, ceva mai bine. Iar croații sunt din partea aceea Europei unde bărbații sunt bărbați, sunt destul de aprigi și posibil asta a făcut diferența. Da, și este argumentul pe care îl susții față de Spania și de Portugalia, care sunt țări mai da, fotbal spectacol, mai pe când croații au știut mai ce au... Mai duri și mai pragmatici, au știut ce își doresc de la acea fază a meciului, de respectiv loviturile de partajare și așa au ajuns în semifinală. Cred că sunt mulțumiți de ceea ce au realizat. Nu pot spune că au ieșit rușinos din competiție. E normal, ca în asemenea la acest nivel de semifinală să existe un învingător și un învins. Așadar, cine asta a fost deznodământul. Nu cer un pronostic, dar cine și-ar dori, pe cine ar vedea Daniel Ignat campioană mondială ediția aceasta? Favoritele mele, să zic așa, au ieșit. Eu aș fi mers pe Brazilia, sunt adeptul fotbalului spectacol, într-adevăr, în ziua, care în zilele mai noastre, pierdut din nuanțe în ultimii da, ani. În zilele noastre fotbalul și în special cam toate ramurile sportului sunt mai mult pe parte fizică, cine de anduranță. Dar fiind campionat mondial, parcă e frumos și fotbalul spectacol. Dar acum cred eu că Argentina, dacă a câștigat această semifinală și faptul că au plecat cu stângul în competiție, au primit pe parcurs foarte mare încredere, zic că ei vor fi până la urmă încununați. Și eu merg pe aceeași idee, nu lansez, Doamne ferește, un pronostic, dar am vaga impresie că Argentina va câștiga. În primul rând sunt reticent vis-a-vis de semifinala din această seară dintre Maroc și Franța. Aici dăm un pronostic? Aș zice un X la sfârșitul celor 90 de minute și la penaltiuri deja vă dați seama că... Nu putem loteria aș spune cuvântul, dar eu zic că Marocul nu se va preda ușor în această seară. Repet, prin faptul că joacă, au jucat, este o echipă care a jucat fotbal și nu pot spune că a fost o surpriză, domne, cu noroc că nu au jucat ceilalți. Ei au jucat și au văzut interesul și chiar au ajuns unde au ajuns. Da, și chiar sunt de felicitat. Dragă Daniel, îți mai propun în acest final un lucru. Haide să ne întâlnim după încheierea campionatului mondial, să mai facem un comentariu și eventual un material de natură sportivă, odată, cum ziceam, cu încheierea campionatului. Dar
poate realizăm și niște materiale după ce se reia campionatul și pe temele discutate pe timpul emisiunii, fotbalul feminin, activități din celelalte secții ale clubului. Oricând, cu mare plăcere, cu mare deschidere și, nu știu, niciodată am niște fani, să le spun așa, care la un moment dat a spus că particip eu la nu știu care emisiuni și că ce am eu să vorbesc despre sport și eu vin de fiecare dată cu mare plăcere și cu mare deschidere. Nu am pretenția să lansez eu mari teme de discuție sau să fac eu anumite aprecieri vis-a-vis de... Eu consider că sunt niște discuții amicale pe niște teme pe care le putem discuta oricând și chiar îmi face plăcere să discut. Mulțumesc și eu pentru cele discutate, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc și pentru perspectiva deschisă odată cu această emisiune. Nu-mi rămâne decât să mai subliniez încă o dată că orice persoană are dreptul la opinie, ceea ce am făcut sigur și noi acum, da. Iar calitatea pentru care ai venit aici în emisiune este una care cu atât mai mult ne dă dreptul să comentăm mișcarea sportivă giurgioveană și nu numai. Și iată de ce, încă o dată, dincolo de micile eventuale, eu știu, comentarii, lansez încă o dată ideea, propunerea, mai bine zis, părinților de a fi cât se poate de deschiși către mișcarea sportivă, lăsându-și astfel copiii să facă sport, lucru foarte important pentru dezvoltarea fizică și armonioasă, dar și pentru sănătatea celor care practică sportul. Mulțumim încă o dată, sărbători cu bine, dacă nu ne mai vedem până dincolo de noaptea de la puntea anilor, să zic așa. Toate cele bune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și vă adresez tradiționalul la mulți ani de pe acum, dacă nu ne mai vedem, sărbători cu bine, atât dumneavoastră cât și telespectatorilor care ne-au urmărit. Și tuturor giurgiuvenilor, bineînțeles. Cele bune, până la o nouă întâlnire, să ne luăm rămas bun și de la cei care ne urmăresc. Așadar, Marian Butan vă spune, ca de obicei, iată ceea ce numim noi atelierul de conversații. Pe o nouă întâlnire, stimați privitori, oricând va fi ea și orice subiect va avea. La revedere!